24 august, incinta din apotecia de urcat de Eteros, prinde din nou colte de viață. Acest colte de viață e prins datorită faptului că aici se demisează o nouă expoziție. Expoziția de lucrări ale pictorului bolțean Victor Palic. 40 de ani de activitate. Trăiți frumos, amic, în unison cu destinul țării. С 2006 года Виктор Полин возглавляет Тверский филиал Союза художников Республики Молдова. Это дополнительная ответственность и общественная нагрузка, благодаря которой ему удается продвигать талант своих коллег-художников не только путем участия в различных выставках в картинной галерее Антиоха Кантемира, но и других выставках, которые организуются у нас на территории Республики Молдова. Открывая эту выставку персональных работ Виктора Полей, можно еще раз убедиться в том, насколько многогранен талант этого прекрасного человека. Я хочу сказать Полцени Аугут Норок, у нашего маэстро, fiindcă el liber putea să rămână la Chișinău sau în alte teatre din Republica Moldova, dar dânsul a ales orașul Bălț și Teatrul Vasile Alexandrei. A fost o alegere reușită. Aici s-au montat mai bine de 70 de spectacole și 40 de ani de activitate artistică, nu numai în viață. Vreau să vă spun că Victor Palei este activ și în lumea Cristoflației. Este prezent mereu la diferite expoziții care le organizăm noi, în țară și în sănătate, este membru al Consiliului de Conducere a Uniunii Artiștilor Plastici și iată că ne bucură că Bălțul, capitala de nord, cum ați numit anterior, are un așa maestru care îi atrage și pe cei tineri. Cunoaște-mi sufletul tău, cunoaște-mi atitudinea ta față de lucru pe care o faci. Vreau să afirm cert că ești un adevărat om de teatru. Ești un adevărat om de cultură și teatrul tot timpul te-a respectat și te-a purtat cinstea. Vreau să te felicit cu această frumoasă sărbătoare, deci cu acei 40 de ani de activitate și frumoasă vârstă de 6 ani și 8 jumătate, da? Și să doresc sănătate, în primul rând, să nu te mai doare inima, inima ta să fie predispusă de un tip numai pentru creație. Am aziat o noastră de astăzi, o viață în mod de strălci, manifestându-se în vari domenii de exprimare artistică, stăpânind un șir de tehnici și limbaje plastice. Scenografii, portrete, тематические композиции, натюрморты, которые представлены здесь, они переплетаются с нашими молдавскими традициями. И последняя сценограмма за 5 лет, они современны и традиционны одновременно. Таким образом, эти работы понятны и взрослому зрителю, и юному зрителю. И еще хочется заметить, что Виктор Полей, как сценограф, особый художник. Вопрос почему? Потому что художнику-сценографу приходится работать с пьесой. Чечи предкрие от Майбени, чечи сын Майбени. Ну что, когда так, когда меня не ушешь, да, настрелы. Ceea ce doresc la toată lumea, că dacă vrem să trăim bine și să fim într-o țară civilizată, cred că numai asta ne poate scăpa pe noi. De ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă am putea să te dirijăm toate lucrurile astea, dar nu cineva să ne dirijăm, dar noi în primul rând să ne dirijăm. Și să facem ceea ce putem, dar să o facem așa, cum îți cere sufletul. Deci, și atunci nu prea este mare nevoie de atâtea organe. Și... Dar cred că cu timpul ajungem și la asta, că altă nu avem de ales. Deci eu zic, și eu mă strădui așa, ce pot, cum pot, să bucur lumea, să bucur ochiul cuiva,
Îmi pare bine când îmi lucrez pe mine spectatorul, când fiți ceva, îl bucură sau îl întristează. Asta este prețul. Și asta este dorința. Vreau să vă mulțumesc la toți. Toți cei care au venit, toți cei care vor veni, sunt în credul că o să mai vină sau să vadă. Spectatorul mare și imaginează tot ce butaforie ce care e făcut în scenă, e făcut așa, nu la fel. Dar ea se face tot la modul cel mai serios. Chiar dacă vezi, vă arăți pe toți, ea are, tatăl ea e întărit, e făcut ca să nu se folosească. Orice obiect din viață, să-l vedem prin poezie, prin metaforă, prin ceva, ca și pentru lumea de rând, să-i deschidem calea asta. Deci o păpădie. Dacă ați observat, în mijlocul șoselei, sparge asfaltul, iese și înflorește. Deci iată metaforă, iată poezia, este. Dar noi mergem și ne călcăm. Le distrug, deci nu îi dăm seama, că asta este vietate, că asta este, are și eu o viață și lucrul ăsta. Deci credința trecut prin munte, cu stilul care atâta să el e și drum, și o mână, și drumul credinței.